Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo valabilă până la finalul verii. Potrivit informării, vom avea parte de ploi la finalul săptămânii. În intervalul 17-20 august în Transilvania, vremea se va răci accentuat, iar valorile termice diurne vor coborî în cele subspecifice perioadei până la o medie regională de 20-21 de grade. În următoarele 5 zile, regimul termic va fi din nou în creștere spre medii de 26-27 de grade, apoi va rămâne relativ constant. Scăderea temperaturii aerului se va resimți și pe parcursul nopților, iar cele mai reci vor fi între 22 și 24 august, când media regională a minimelor va fi de 10 grade. Vor fi averse pe arii extinse și local importante cantitativ în intervalul 17-22 august, dar și în jurul datei de 25 august. În restul intervalului acestea vor fi posibile pe arii restrânse și vor fi în general slabe cantitativ.